țin minte anul 2008 când nemții au lansat X6 și a fost o nebunie totală, cel puțin în România. Mulți fotbaliști și mulți artiști și-au achiziționat această mașină. Și știu bine, pentru că făceam promotor și filmam săptămânal câte o vedetă cu mașina. De atunci și până acum, nemții au ieșit pe piață cu 3 generații acestui model. Dovadă stă succesul lui pe piața mondială, unde s-a vândut în peste 600.000 de exemplare. X6 este construit pe platforma Cluster Architecture și face parte din segmentul Sport Activity Coupé. Față de generația anterioară, este mai lung cu 26 de mm și mai lat cu 15 mm. În realitate pare mult mai mare. X6 este dotat cu cea mai populară motorizare de la BMW, 3 litri diesel cu 6 cilindri în linie. Acesta generează 286 de cai putere, în timp ce cuplu maxim de 650 de Nm este disponibil între 1500 și 2500 de rotații pe minut. Transmisia Steptronic cu convertor de cuplu și 8 trepte sprintează de la 0% de kilometri în numai 6,1 secunde și atinge o viteză maximă de 230 de km pe oră. Mai mult nici nu este nevoie. Ai la dispoziție 3 moduri de conducere: Eco, Comfort și Sport. Cutia de viteză răspunde excelent, iar schimbarea treptelor din padele îți oferă un plus de sportivitate. Deși vorbim despre un SUV ce cântărește 2,2 tone, X6 este foarte stabil pe asfalt și comportamentul său este ireproșabil. Interiorul lui X6 este de un lux specific modelelor BMW, realizat din materiale de cea mai înaltă calitate. Consola este orientată către șofer și comenzile sunt intuitive, nu ai cum să te pierzi în meniu. Sistemul multimedia este compatibil atât Apple CarPlay cât și Android, iar informațiile sunt oferite prin cele două ecrane de 12,3 inci. Ar fi multe de zis despre modelul acesta. Sincer, nici n-am apucat să-i descoper toate funcțiile. Timpul a fost prea scurt. Vreau doar să mai punctez o calitate a acestui SUV. Active Cruise Control, sistemul care dă mașinii un comportament semi-autonom, ideal pentru traficul aglomerat din orașe. Printre alte facilități oferite de acest sistem, unul mi-a atras atenția în mod special. Cu sistemul activ, dacă mașina din fața ta tocmai a plecat de pe loc și privirea ta a șoferului nu este îndreptată către înainte, mașina nu va porni de pe loc. Este o măsură de siguranță în plus pentru șoferi și pasageri, mai ales dacă șoferul stă cu ochii în telefon. Să mă exprim prin comparații vis-a-vis de rivalii săi, dar voi spune atât. X6 rămâne un vis frumos pentru mulți dintre români.